în căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vom continua cu acea deducție și inducție logică din care îți extragi toate ideile de pe societate și de oriunde. Cum v-am explicat, acele logii, da, totul se reduce la logiile. Bun, acum avem treabă cu societatea mai mult. Fiți atenți aici, inducția și deducția logică, da? Inducția e modul de raționare de la particular la general. Generalul e logia aia care v-am spus-o, ideologie, tehnologie, da? Particular, o chestie particulară, adică mai măruntă. Da? Și generalul e cuvântul ăla, general. Tehnologie, de exemplu, da? Sau ideologie, da? De la fapte la generalizări, da? Orice noțiune cât de simplă se poate forma numai ca urmare a trecerii de la cercetarea faptelor la generalizări. Ca urmare, pentru a studia fenomenele economice, este nevoie de examinare atentă a faptelor. Fără acest lucru, orice generalizare ar fi neștiințifică. Bun. Deducția logică. E inversul treburilor, da? E modul de raționare de la general la particular. De la teze generale la teze particulare. Sprijinindu-se pe studierea și generalizarea faptelor, deci pe rezultatele inducției, deducția logică permite, din punct de vedere al generalului, al întregului, ca în lumina legilor cunoscute, să se înțeleagă profund fenomenele concrete, particulare, să se pătrundă în esența lor, să fie explicate pe baza legii cunoscute. Da? Deci așa puteți examina societatea foarte bine. Hai să o dăm cu societatea, cu ideologia acum. Fiți atenți aici, cum am făcut și până acum. Proprietatea socialistă, da? Proprietatea publică. Proprietatea este o categorie economică generală. Deci asta înseamnă că intrăm la general, nu la particular, da? Ea constituie elementul hotărător în sistemul relațiilor de producție. Aici, mai jos, ce zice? Proprietatea e elementul hotărător în cadrul relațiilor de producție și ocupă locul central, da? Deci e în mijloc. Totul se învârte în jurul proprietății publice, dar ocupă locul central în sistemul categoriilor economice, deoarece tipul și formele ei determină caracteristica esențială a întregului sistem al relațiilor de producție, dintr-o anumită orânduire socială, că e capitalism ori socialism, da? Orânduiri sociale, auzeați pe vremea lui Ceaușescu mai mult din astea. În capitalism mai puțin. No, și eu v-am pus aici proprietatea publică în centru. Și din proprietatea asta publică, ce derivă? Proprietate privată a statului. Da? Ce-o confiscă guvernul prin primul articol din Constituție, cu parlamentul lor, să o facă proprietate privată a statului. Da? De ce? Ca să decidă prin democrație reprezentativă partidele, să-ți vândă partea ta de coproprietate, da? Că e publică, să te o vândă la un patron, ca să trăiască pe munca ta, să facă profit și așa mai departe. În loc, în mod normal, să fie democrație directă, adică fiecare să decidă pentru el că ești coproprietar în proprietate publică, da? Și tot așa, da? Să fie fiecare pe munca lui la muncă, să fie non-profit lucrurile și tot așa. Libertatea ta se termină atunci când începe libertatea mea. Dar din proprietatea publică am făcut deducții. Iese deducție, da? Democrația asta directă, din proprietate publică. De ce este democrație directă? Păi pentru că ești coproprietar acolo și tu trebuie să decizi direct că ești proprietarul, da? Ești coproprietar. Și așa mai departe, da? La muncă, de ce e fiecare după munca lui? Pentru că suntem toți coproprietari acolo și fiecare după muncă. Bun, stați să vedeți aici ce interesant e. Vin cu acei trăiește pe muncă altuia la capitaliști. Că nu îți fură partea de coproprietate, îți dă salariul minim și trăiește pe muncă altuia, da? Și vin cu acei fiecare după munca lui. Mă fiți atenți aici și ce v-am făcut. Da? Totul se reduce la muncă, și la capitalism, și la socialism. Nu sunt bani și nu e vorba de bani aici. Bun, fiți atenți cum extragi. Am făcut muncă, lucru, categorie generală. Și faci deducții în jos.
Să vezi ce poți deduce din muncă. Muncă la socialiști, muncă la capitaliști. Eu din ce am zis mai devreme, da? Ești coproprietar acolo, da? E proprietate publică, ești coproprietar. Dacă vrei să faci o chestie economică, ceva economic, cum se poate numi chestia? O cooperativă, da? Operăm în comun. Cooperativă. De ce? Pentru că suntem coproprietari, da? Și proprietate publică. Deci când, de ce? Pentru că ești coproprietar și proprietate publică. Am zis inducție, da? Te-ai dus sus spre proprietate publică. După aia ai coborât în jos. Pentru că ești coproprietar, trebuie să faci cooperativă și să contribui acolo. Ce contribui? Fiecare după munca lui. Astea sunt deducții. Ce? Deducții logice. Ai ideea. La capitaliști ce iese? Iar aici. Dacă guvernul transformă proprietatea publică în proprietate privată a statului, nu? Îți face democrația reprezentativă să fie reprezentată partide, ca tu să nu mai decizi direct. Și ce îți face cu proprietatea privată a statului, aia publică? Face proprietar pe patron și patronul, în locul tău, știi, din partea de coproprietate, patronul ce își face? Un SRL? O societate cu răspundere limitată, nu o cooperativă. Da? De ce face SRL-ul? Ca să facă profit, domne, și să-ți dea ție salariul minim. Nu? Aia e ideea, când stai să te gândești. Aia iese din muncă pe proprietate privată a statului și capitalism. Ați auzit și la televizor toată povestea? Guvernul, patronul, SRL-uri, salariul minim, deci le cunoașteți fără niciun fel de problemă. Așa, bun, mai departe. Hai să vedeți cum se structurează toată societatea. Fiți atenți aici. Dacă te apuci din coace la proprietate publică, tu, ce, la contribuție aici? Dar fii atent, am făcut o foaie mai mare. Nu știu, v-am mai dat-o pe internet. Asta e o foaie generală în care tu ești aici și aici ți-ți toate lucrurile tale dintr-o societate. Tot ce vedeți aici. Dacă tu ești aici, nu? Ar trebui să ai și o competență, că nebun nu ești. Ai și o contribuție, ai și o cointeresare. Aici, da? Tu. Și ce iese de aici? Dar pentru că eu am o competență, nu? Ar trebui să pot să fac o contribuție în muncă. Nu-i așa? Și să fiu și interesat pe mai departe de niște lucruri. Bun, deci ne-am înțeles care e treaba. Uitați cum e faza așa aici, da? La esența proprietății socialiste. Uite ce vă spun aici. Poziția egală a membrilor societății socialiste față de mijloacele de producție și calitatea lor de producători nemijlociți și de beneficiari ai rezultatelor producției, transformând munca în singurul izvor de creștere a proprietății socialiste publice și a bunăstării fiecăruia, generează necesitatea economică pentru toți membrii societății de a depune o muncă utilă în concordanță cu capacitățile lor. Da? Și necesitatea ca societatea să asigure fiecărui membru al său un loc de muncă, în concordanță cu pregătirea și aptitudinile sale. De ce spune lucrul ăsta? Da? Uite, de ce să asigure fiecărui membru al său un loc de muncă? Pentru că ești coproprietar acolo și trebuie să ți se asigure fiecăruia un loc de muncă. În concordanță cu ce? Cu pregătirea și aptitudinile tale. Nu? Când stai să te gândești așa, domnule, sunt coproprietar pe acolo așa, se potrivește ce o zis ăla pe acolo așa din toate alea? Păi se cam potrivește ce o zis ăla pe acolo. Aia e. Da? Și v-am făcut aici, da? O competență, o contribuție și o interesare. Competența sunt aptitudinile și potențialul, ce v-am citit în carte. Sunt studiile și calificările. Ori poate să fie experiența și vechimea la competența ta. Da? Și la capitaliști poate să fie faza asta, nu e nicio problemă. Dar la capitaliști, săraca competența să fie maximă și experiența și tatărea și salariul să fie minim, știi, la capitaliști.
Dincoace nu, suntem coproprietari și e fiecare după munca lui. Dar aptitudinile, ți le creezi în funcție de ce fel de muncă vrei să-ți faci, studiile specifice, la fel în funcție de ce muncă vrei să depui, da? O spus aici, pregătirea și aptitudinile sale. Pregătirea, da? Studii și calificări, experiență, vechime, toate alea e pregătire, da? Studiile sunt specifice. Și din școală, atunci când faci, știți, erau profiluri pe vremuri. Aveai profil pe preuniversitar, aveai profil pe facultate și așa mai departe. Dar din cu acela capitalist, când te uiți, păi dacă proprietar e patronul și așa, competența maximă, salariul minim, aptitudini maxime, salariul minim. Studiile sunt necorelate cu ce fel de muncă e. Știți voi, domne, am făcut o școală și o facultate, dar nu găsesc nimica pentru mine. Ori pur și simplu găsesc ca măturător de stradă ceva. Dar sunt necorelate lucrurile. Din coace, pentru că suntem toți coproprietari, ne înțelegem între noi ce se muncește, cât, cum, unde, forță, câtă forță de muncă e, ce vrem să muncim, pentru ce suntem competenți. Și în felul ăsta se structurează și școlile. Volumul de forță de muncă, de oameni, de calificări, oameni calificați pentru muncilele. Știți, era pe vremea lui Ceaușescu, dom'le, 5 pe un loc, 3 pe un loc, la diferite chestii pe acolo. Pentru că nu puteai să-i încarci pe acolo cu o facultate la 1 milion de oameni, de care avem nevoie numai vreo 5.000. Da? Și era 5 pe un loc, 3 pe un loc și mai puneai jos și alte profile, ca să ajungi și în alt profil, cumva, să te corelezi studiile tale și toate alea cu munca ce există în economia națională, în cooperativa națională. În capitalism, studiile sunt necorelate. Și tu faci școala de capul tău și ai speranța că o să-ți găsești un servici pe care de obicei nu-l găsești. Și ca să ce? Ca să ai competență maximă și să-ți dea salariu minim. Cine? Patronul. Da? Că pentru că guvernul ți-a vândut partea ta de proprietate publică, de coproprietar, la patron, să te pună capră. Dar totul e necorelat la capitaliști. Aia. Bun. Mai departe. Uite, trecem la... ce am zis? A fost la competență. Uitați, contribuția. De aici, atunci când te apuci, dă muncă, domne. Da? Suntem la studii și calificări, acum la contribuție. Ce contribuie? Uite, v-am făcut pe foaie. Uite, durata și complexitatea muncii la contribuție. A, ți se ia când faci salariul. Câte ore ai muncit și ce complexitate ai? Ești inginer, om simplu, cât de complexă e tehnologia, pe acolo toate alea. Diviziunea muncii, adică cât ești preluat pe instalație, pe linie de producție, da? Diviziunea ta a muncii și automatizarea muncii, da? Cât ești de automatizată munca. După care ține de cantitatea și calitatea muncii ale tale. Valoarea socială și urgența muncii. Ce valoare sociale ale, ce valoare își doresc oamenii, adică cer oamenii, ce faci tu acolo, ce valoare are, ai valoare socială. După care muncă concretă și muncă abstractă. Adică concret dai cu ciocanul în cui și muncă abstractă, domne, cum fac pe acolo să fac un cofrag și toate alea pe acolo. Ai muncă abstractă. Și munca concretă atunci când te apuci să faci cofragul. De asta, pentru ciment și toate alea. Da? E, astea toate de aici și mai poți să pui la contribuție și alte lucruri. Pe toate astea 10 chestii ți se calculează un salar după munca ta, fiecăruia după muncă. Pentru că, de ce e ideea asta fiecăruia după muncă? Că în sine e proprietate publică și suntem toți egali, domne. Și la fiecare după munca lui, pe acolo nu mai prea suntem egali. Păi de ce? Pentru că eu sunt mai bun ca tine, eu contribui mai mult, mă pricep mai bine ca tine. Și pe lângă corectitudinea asta și egalitatea asta, mai e și o echitate. Dom'le, dacă ești mai bun și mai puternic ca tine, nu pot să fiu egal cu tine și la salariu și la orice. Eu sunt inginer,
sunt om deștept, ești un prost, un de la. Și s-a înțeles treaba că aici și trebuie să facem o mică chestie mai selectivă la egalitățile astea de ce derivă din proprietatea publică. Și s-a ajuns la ideea de fiecare după munca lui. E, asta e. În sinea poveștii și pe muncă se pornește tot de la egalitate. Deci pui în centru, suntem egali în muncă, eu cu tine, suntem egali și în orice, și pe lege, și în studii, da? Că școala de aia era gratis. Totul pornim de la egalitate. E, dar ne diferențiem pe parcurs. Pentru că eu sunt mai deștept, tu mai prost, ăla muncește mai mult, ăla mai puțin, ăla își dă silința mai tare, ăla mai puțin, ăla e mai inventiv, ăla mai puțin inventiv. Și iese chestia asta la contribuție, da? Cantitatea și calitatea muncii, durata, complexitatea muncii. E, și aici se face o mică diferențiere în egalitățile astea. Așa e normalul, da? Deci dacă poți munci de la egal la egal, oricine cu oricine, și munca ar fi egală și aia. Aia e egal. Da? Deci trebuie să puneți așa, da? Suntem egal, domne, în sinea poveștii. Egalitate în drepturi, pe muncă și toate alea. După care încep diferențierile. Da? Și alea 5, 10 chestii că le aveam spus și altele, alea se calculează. Le calculează ingineri, le calculați voi, discute ingineri cu ingineri, industrii cu industrii. Și o chestie continuă. Nu că, domne, ești bătute în cuie și s-a terminat. Nu e așa, pentru că mai scade valoarea socială la munca ce o faci. Crește altă muncă ca valoare. Alți oameni mai deștepți vin și creează produse mai elaborate, mai bune, mai utile. Și în felul ăsta se întâmplă tot timpul o scădere și o creștere în contribuția ta în muncă. Și fiecare trage pentru el. E competiție pe personal. Nu ca la capitaliști, eu patronul cu sclavii mei, cu altul patron cu sclavii lui, cum e la SRL-uri. Nu în cooperative și în cooperativa națională e competiție pe personal, domne, cât poți, cât contribui, cât ești în stare. Aia e ideea. No. Și uite așa, de aici este ideea cu fiecare după munca lui, care trebuie calculată continuu și continuă discuții și discuții, nu ce au zis pe la televizor toată ziua, pensii. Nu, contribuția în muncă ar trebui să se decidă, să se vorbească continuu. Contribuția la pensie, lasă-mă la salariu. Escrocii fac inversarea de termen ca să ai salariu minim și după la pensie tot, pensie minimă, cum fac escrocii capitaliști. Bun, așa. Deci am înțeles-o și cu contribuția și de unde e faza aia cu fiecare după munca lui. Și tot timpul crește, scade, discutăm, vorbim. Contribuția e egală cu retribuția, pentru că ești coproprietar și cât ai muncit, atâția bani și ai. Da? Contribuție egală retribuție. Și tot așa. Bun. Deci am înțeles cum a ieșit pe aici, da? Am explicat și la capitaliști cum e cu studiile necorelate. Da, dincoace cu contribuția la capitaliști, că ei sunt, nu e competiție pe acolo, sunt niște patroni, niște escroci mărunți, pe care și pune pe alții mai buni ca ei să se ia la competiție cu alții, dar alții care? Alți patroni, știi? Restul sunt sclavii lor și pionii lor pe acolo, să râdă de voi și toate alea pe acolo. În fine, proști să fiți cu povești de-astea. Bun, și mai departe noi și o cointeresare, da? Competență, contribuție. Asta. Cointeresare. Ce cointeresare? E o cointeresare decizională. Asta vă trebuie când faceți democrație directă, domne. Trebuie să fii interesat să mergi la referendumuri. Pentru tine, domne, că e proprietate publică, tu ești coproprietarul în țara asta și trebuie să decizi tu, da? Continuă, da? Și o cointeresare decizională. Dacă nu ești cointeresat să decizi, pe cine decide? Alții în locul tău și tu rămâi cu ce se decide sau nimic. Da? Mai e o cointeresare și ierarhică, aici trebuie să discutăm. Cointeresarea asta ierarhică e un fel de scară meritocrată, pentru că contribui, ai competență mare și contribui mult, urci pe scări ierarhice. Ce fel de scări ierarhice? În turism, ecologie, în decizii, în economie, în justiție, în sport, în cultură, în învățământ, în cercetare, sănătate, finanțe, administrație, politică, da?
cu interesare ierarhică, în funcție de contribuție și competență. E și eu cu interesare materială acolo. Adică, domne, muncesc și vreau să am, da, și trebuie să te interesez. Vreau să am, vreau să creez, da, să inventez și tot așa. Ce vrei să ai? Casă, masă, toate alea, da? Și tot așa. Da, astea trei sunt, ăștia trei piloni cu astea de aici. Bun. Dincoace, la capitaliști. Dacă patronul decide în tot și în toate, tu nu mai ești cointeresat de nimic, că tu nu m-ați vins forța de muncă. Ca să ce? Să-ți dea salariul minim și să trăiești și tu pe boabe, să mănânci boabe. Atâta se întâmplă. Altceva n-ai ce cointeresare, că decizională decide patronul, ierarhică, numai dacă vrea să-ți facă promovare, vezi cum am făcut aici, am scris, numai dacă vrea să-ți facă promovare sau te face șomer, da? Și cointeresare materială, ce să te intereseze pe tine material, că îți dă salariul minim ca să mănânci două boabe. Și aia, da? Aia îți face patronul, că e proprietar acolo, da? Se împroprietărește guvernul din proprietate publică, a voastră, a tuturor, ca să-ți dea salariul minim, să-ți vinzi forța de muncă și să mănânci boabe. Pricepeți voi? Bun. Mai departe. Uite, aici, pentru că ești cointeresat, da, se întâmplă niște scări meritocrate. Ăștia ori te promovează, capitaliștii ori te face șomer. Hai să începem cu scările meritocrate. De ce? Da? Pentru că ai competență mare și contribui mult, da? Cu durată și complexitatea muncii, valoarea socială a muncii, pe lucrurile astea de aici, cu administrație, finanțe, toate alea, da? În funcție de contribuția ta, urci pe scări ierarhice. Uite, sunt scări ierarhice familiare, da? Copii, femei, bărbați, rude, în fine. Uite, e scară meritocrată, uite, administrativă, ori de finanțe, ori de sănătate și tot așa. Scară meritocrată administrativ-teritorial, al comunei, al orașului, al județului, ori al țării. Da? Ai și o ierarhie de scări meritocrate, ce am zis mai devreme, da? Comună, oraș, municipiu, județ și național, da? Uite, scară meritocrată națională, tot în astea de aici, că e turism și pe oraș, și pe județ, și pe țară, da? Ecologie pe oraș, pe județ, pe țară, da? Și decizii, și economie pe oraș, județ, pe țară, da? Pe toate. De ce le zice scări meritocrate? Din cauza că sunt totuși sunt niște scări, știi? Scară comunală, scară orășenească, da? După aia e scara municipală, e mai mare. După aia e scară județeană, care se face din scările mai mici al ălorlalți de jos. Din scara comunală, cei mai buni se ridică într-o scară județeană. Ăia din oraș, cei mai buni din orașul în care ești tu, se face o scară meritocrată între ei, care urcă la o scară județeană. E, scările la toate județele, pe cei mai buni de pe scară meritocrată, îi urcă la național. Și acolo, la național, se face așa zisă, mare adunare națională, cei mai deștepți și cei mai meritocrați din țara aia și cooperativa aia națională se adună acolo și încep să decidă, să dezbată, să spună lucruri și nu decid neapărat ei pentru tine. Voi de jos veniți cu deciziile ca ăia de sus să le facă. Cu ce veniți voi de jos? Păi, domne, vrem casă, masă, vrem și noi un asfalt pe șosea, un pietriș, ceva, o lumină. Și aia de sus se pricep. Că cei mai buni dintre cei mai buni, da, au competență mare, au contribuit tare și știu cum să vă facă lucrurile astea. Pentru ei chestia asta e ca un serviciu, da? Îl poți da jos oricând. De acolo, dacă nu-ți face, nu vă face vouă la cei de jos lucrurile. Dar îl poți revoca oricând. Puteți să vă uitați și în Constituția lui Ceaușescu să vedeți că deputația se puteau revoca oricând. În fine, lasă-l pe la în pace. Ai ideea, da? E un serviciu acolo, să urci pe scara meritocrată. Când nu mai poți, cobor mai jos pe scara meritocrată sau te duci acasă sau la pensie. În fine, ăia de sus fac pentru voi lucrurile că se pricep mai bine. De-aia le zice scări meritocrate, da? E o chestie mai administrativ-teritorială, da? Comună, oraș, județ, țară, da? Tic, 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 ca și cum ai urca pe scări. Cei mai buni dintre cei mai buni, din comună, din oraș, din județ, din țară, care se adună tot mai tare, piramidal până la vârf. Cei mai tari,
Aia e ideea cu așa ceva, da? Dar și trebuie să ai și o interesare ierarhică. Dacă chiar vrei să urci pe scările alea ierarhice, domne, le am, dar nu vreau. Nu vreau să mă duc pe scara, nu-mi place. Ori alții vor. Și dacă contribuția lor e mare și bună, automat, dacă sunt mai buni ca alții, urcă mai sus pe scara meritocrată. Ori pe scara, ori pe merite în orașul tău, în județul tău, ori pe scara meritocrată mai sus, județ, național și tot așa. Faceți și voi pe acolo și faceți exerciții, că nu știu nicio cât de bine reușiți să pricepeți. Dar în funcție de competența asta și contribuție, sau ești cu interesat să urci pe scara ierarhică, mergi pe scările astea meritocrate. De ce e așa? Pentru că toți suntem coproprietari și cum facem? Cine decide pe acolo? Ce decide? Cum faci treburile astea? Că nu poți singur pe singur să te ajuți, știi? Că nu le știi pe toate. Sunt oameni mai deștepți, unii pe care sunt canalizați pe economie, pe justiție, pe sport, sunt competenți pe lucrurile astea, și se ridică pe niște scări meritocrate și în felul ăsta fac lucrurile funcționale. Dar tu, ca simplu om, nu te pricepi la atât de multe lucruri. Și o chestie mai divizionară, așa, mai segmentată munca. Diviziunea muncii, așa îi zice. E, în felul ăsta, o chestie foarte eficientă și societatea se structurează foarte bine. Dar și asta e cea mai eficientă și bine structurată societate pe ierarhie și pe economie. Pentru că cei mai buni dintre cei mai buni urcă pe scări meritocrate, ori scad dacă nu sunt bun, ori fac prostii. Și lucruri din astea. Ceva mai bun de atâta nu se poate, nu există. Încercați și voi să gândiți, să vezi că nu iese. Da? Și asta e ideea. Așa se face structura la o țară. Da, nu vă gândiți voi la ce se vorbește acum cu guverne, cu parlamente, că e o chestie capitalistă. Ideea în sine pe proprietate publică e piramida asta. Piramidă meritocrată, îi zice, cu scări meritocrate și așa mai departe. Faceți-vă exerciții în creier și să vedeți cum iese. Ca coproprietari acolo și ca oameni care contribuie în muncă și au competențe. Haideți, care e mai bun? Care e mai interesat să urce pe scările astea meritocrate? În inginerie, economie, politică, în orice. În orice, da? Și ca atlet, domne, care e mai meritos, mai meritocrat, care alargă mai bine, știi? Și cât timp, câți ani de zile poate, după nu mai poate, scade mai jos pe scara meritocrată și de la. Și tot așa. Asta e ideea cu lucrurile astea. La capitaliști nu contează așa ceva. Pentru că guvernul îți face proprietatea publică privată a statului, guvernul decide ce vrea ei, ei nu sunt niște meritocrați pe acolo, niște jigodii de politicieni mărunți și analfabeți, da, care decid prostii pe acolo. Și împotriva la proprietatea publică și împotriva voastră. Da, vă vinde proprietatea publică care e făcută privată a statului la patron, un patron escroc mărunt care habar n-are de nimic, da, vă vinde proprietatea să facă ce? Să facă profit și voi să aveți salariul minim și toate alea. Să n-aveți drepturi de decizie, da, decideți în ceva, vă face referendumuri, nu vă face. Da, ei decid, ori guvernul, ori patronul. Guvernul ce decide? Păi decide în toată țara, ca să n-ai nimic, ca să nu te poți bucura de coproprietate, să nu îți meargă economic nimic. Da, patronul îți face tot la fel, trebuie să te duci să-ți vinzi forța de muncă, da? Nu ești coproprietar în SRL-ul la patron și trebuie să-ți vinzi forța de muncă, să-ți dea și salariul minim și chestiile astea. Scările meritocrate se fac pe promovări. Dacă vrea patron, te promovează dacă nu te face șomer. La guvern, sus, la fel. Dacă vor, te promovează dacă ești PLN-ul de al lor, bine, dacă nu te dă jos, te vântură. Își bagă PLN-ii lor peste tot. Ați văzut. Ba pe la hidroelectrică, ba pe acolo, ba pe acolo, politizează tot. Pe la SRI, pe acolo, politicieni care conduc. Ca să ce? Ca să rămână PLN-ul, să rămână capitalism. Aia e ideea. Nu că ți-ar face ție ceva public.
E privata statului, da? E stat capturat de scroci, de capitaliști, ca voi să nu vă puteți bucura de proprietatea publică ca coproprietari și ca coproprietari economici, da? V-au distrus fabrici, toate alea, și acum vă ține confiscată proprietatea publică guvernul, o dă la patron când vrea, la orice patron vrea, și ca patronul să vă pună capră pe voi. Asta e tiparul. E copilăresc așa ideea, da? Pe ideea asta copilărească se structurează toată economia, ori socialistă, ori capitalistă, știi? Economia publică, ori capitalistă. Asta e, că de-aia vă fac două tipare de gândire aici. Cum să-mi gândiți? Logic, pe inducție și deducție. Deducție, da, pornești din muncă și îți dă chestii particulare, da, cum am avut vânzare de muncă, șomer, cum iese patron, da, și când o iei din particular, să ajungi sus, la muncă. Vezi, din șomer, de ce e șomer la capitalist, până ajungi, de ce e șomer? Pentru că e patronul acolo care te dă afară. Și muncă ciuciu. De ce? Pentru că e proprietate privată a statului, guvernul a făcut niște legi ca patronul să te poată da afară de pe acolo. Așa înțelegi, te duci bani sus, cu inducția logică, cobori în jos, din general în particular, cu inducția logică. Și le pricep pe toate, înțelegi toată societatea. Dar trebuie să-ți faci exerciții pe acolo, la mental. Da? Și uite așa, uite, de exemplu, mai departe, să continuăm la proprietatea publică. Uite, la scările meritocrate se pot face rotiri de cadre, recalificări de oameni. Din coace, ce poate să facă? Te face șomer. Din coace, la proprietate publică, pentru că ești coproprietar, nu te poate da afară, da? Și nu poți fi șomer ori fără muncă. Trebuie să ți se dea un loc de muncă. Pentru că ești coproprietar acolo. Da? Ajutor social trebuie să ți se dea și într-o parte și în alta. De ce? La proprietate publică trebuie să-ți dea ajutor social. De exemplu, dacă te-ai lovit și nu mai poți munci. Păi, domne, sunt coproprietar pe toată națiunea și voi vă folosiți de resursele mele. Și nu mai pot munci, că m-am lovit la servici și toate alea. E, trebuie să-i dai niște bani și la ala, că e coproprietar pe acolo și ajutor social, că nu știu cum îi zice, trebuie să-i dai ceva pe acolo. E, la capitaliști nu contează, e funcție de cum vrea guvernul. Dar voi n-aveți ce să faceți. Ajutorul social e 90 de lei, sau cât e. Mai trebuie să și muncești pentru el. Ori ești fără muncă. Pentru că ți-o confiscat proprietatea publică, nu mai ești coproprietar, patronul, știi? Și tu ești fără muncă. De-aia sunteți 4 milioane de oameni fără muncă pe aici, ori fugiți prin străinătate să munciți, că pe aici nu mai nici. Guvernul ține confiscată proprietatea publică ca să dea la patron și tu să nu muncești. Și asta ce înseamnă? Ești exclus social, nu? Ești exclus și economic. Nu așa se poate deduce la ce am zis mai devreme. Așa e. Din cu acela proprietate publică, ești inclus social. De ce? Pentru că ești coproprietar în toată țara, da? E proprietate publică și nu te poate da afară oricum, dar nu poți fi șomer ori fără muncă. Ori face rotiri de cadre, ori de calificări, ori toate alea, da? Și ești inclus social, ești inclus economic, orice ar fi. Știți bine, pe vremea lui Ceaușescu, dacă te prindea, cum ziceau bătrânii pe vremea, dacă te prindea fără servici, te lua de pe stradă și te ducea la servici. Dar nu că neapărat trebuie să muncești tu, pentru că ești coproprietar pe acolo și vino bă și muncește, nu sta degeaba pe aici, prostule, că tu furi, faci prostii. Pune mâna și muncește că ești coproprietar în toată națiunea și trebuie să ai un loc de muncă pe acolo. Aia era ideea, da? Deci incluziune și socială, incluziune și economică. La capitaliști nu se poate, ești exclus social și economic, că patronul te vântură oricând, ori guvernul, ori alții, da? Ai văzut cum ies deducțiile și inducțiile logice din toate povestile astea? Uite așa, no, când muncești mai departe, orele suplimentare sunt plătite corect. Pentru că ești coproprietar acolo și nu poate nimeni să te fure, domnule. Și trebuie plătite corect toate alea acolo. La capitaliști, orele suplimentare sunt plătite ori puțin, ori deloc. Ori faci ore suplimentare de tăia dracu, că nu-i pasă la nimeni. Din coace e totul reglementat, că suntem coproprietari pe acolo, trebuie să decidem, avem referendumuri.
câte ore să muncim săptămânal, nu te joci pe acolo. Ei, la capitalism nu contează. Patronelul, dacă nu te suportă, jap, te-o dat afară. Da, da, patronul ăla care își face proprietate privată, pentru că guvernul capitalist a confiscat proprietatea publică, o a oprins puterea, guvernul autoritarist capitalist, vă bate pe toți cu bivolii lor, cu poliție, cu jandarmerie, prin piețe și toate alea, și nu puteți să vă luați înapoi proprietatea publică de la guvernul capitalist. Ce puteți face? Puteți să vă faceți cooperative. Și cooperativa e ca și cum ți-ai reface proprietatea publică și coproprietatea și nu te poate da nimeni afară de acolo și tu decizi în cooperativă și tot așa. Dar tragi societatea înspre proprietatea publică și înspre tine. Atâta numai poți să faci. Să te iei la bătaie cu guvernul capitalist e pierdere de vreme. Nu prea ți iese. Da? Și tot așa. Uite, la socialism, da? Ai și un universal basic income. De ce ai așa ceva? Pentru că încet, încet se automatizează tot mai tare industria. Și ușor, ușor rămânem și fără locuri de muncă. Ori pur și simplu scad orele de muncă. Și dacă se automatizează, pentru cine produce fabrica aia? Că trebuie să producă pentru cineva, știi? Că tu nu mai muncești, că se automatizează. E, parțial ți se dă bani pentru că e automatizată mai tare economia și parțial pentru că mai muncești, că nu e automatizată complet. Să zici că, domne, nu mai muncim, nu mai sunt bani și am ajuns în comunismul ăla, cum ziceau ăia pe vremuri. E, și pe baza asta, încet, încet, trebuie să se facă universal basic income ăsta, ca economia să meargă înainte. La capitaliști nu contează așa ceva. Că ea vin să te pună capră, îți dă salariu minim, te exclude social, te dă afară. Cum să-i faci universal basic income? Dă-l afară, exclude-l, omoară-l. Nu ne interesează așa. Lumea escrocilor e alta. Dar nu e ca din coacele ăștia. Încet, încet a trăit și capitaliștii să-și bage mințile în cap. Pentru că încet, încet și la ăia. Îi se întâmplă un efect nedorit. E creștere economică și tehnologică. Și se automatizează economia orice ar fi, oricât de precar ar fi. Și până la urmă, dacă se tot automatizează tot mai mult, tot mai mult, ce facem? Facem, cum au zis Harari ăla, că suntem oameni inutili? Păi suntem și azi, ca șomeri și toate alea. Nu, domne, încet, încet ne facem și noi automatismele alea să producă în comun sau personal pentru noi. Dar la produsul în comun va trebui un universal basic income pentru că muncim mai puțin și producem mai mult, industria automatizată. Și atunci cum ne împărțim lucrurile? Păi ori pe bani, ori pe algoritmi matematici. Da? Că economia trebuie să meargă. E nevoie de produse și servicii, eu așa zic. Dacă nu vreți nimic să aveți, n-aveți decât. Ei, dar cu cât se automatizează industria, e mai puțin de muncă. Și dacă nu ai bani să plătești, că e mai puțin de muncă și n-ai servicii și toate alea, eu cu ce plătesc ce îmi face industria automatizată? Și trebuie să-ți plaseze niște bani pe acolo așa, după nevoi, cumva, îți dă un plafon, ai un plafon de bani. Cumva, ăsta e universal basic income, despre care nu prea vorbește nimeni, n-au treabă, e capitalism și numai capitalism în lume și nu interesează așa. Dar cam așa e ideea cu lucrurile astea. E, și mergeți mai departe cu deducțiile astea și inducțiile astea și pe muncă, să extrageți bine ideile și dintr-o parte și din alta, și de la capitaliști și de la proprietate publică. Puteți și să le mixați, să le faceți pe amândouă, și cooperative și SRL-uri, da? Și proprietate publică și privată a statului, să iasă și democrație directă și reprezentativă. Dar aia e economie mixtă, care e la fel, e foarte bună și aia. Nu, puteți și asta să faceți. Dar mai întâi extrageți astea două idei, da? Prin deducții și inducții. De pe muncă azi. Da? Ce-ți iese aici și la socialism, la proprietate publică și ce-ți iese la capitaliști. Să înțelegeți bine lucrurile. Da? Și după care faceți și mixatul ăla, să vedeți că e interesantă și economia mixtă. Chiar foarte interesantă. E, și mai continuăm și zilele următoare. Să facem și de pe alte lucruri generale, deducții și inducții, până reușim cumva să pricepem cum funcționează societatea asta, domnule.